Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 26 aprilie 2024 și încep filmarea cu acest copac care este plin cu albinuțe, nu știu cum se numește, dar abia acum mi-a atras atenția că nu știam ce bâzie în felul acesta. El e plin cu albine, cred că, nu știu, în câțiva ani de zile abia acum văd că e chiar așa plin de flori. Adună albinele, nu știu, cred că adună și polen. Deci, este melifer, se pare că. A urcat un pic temperatura și albinele adună foarte bine polen, vine de la rapiță, dar vizitează mai multe plante între timp. Dar azi vreau să vorbesc despre ceaiul care îl fac eu la albină. Ceaiul acela de scorțișoară și cu cuișoare, iată el așa arată. Îl folosesc pentru pentru prevenirea puietului văros. De ce? Fiindcă și scorțișoara și cuișoarele sunt atât antibacteriene cât și antifungice. Dacă doriți să faceți un astfel de ceai, puteți să îl găsiți la magazinul care îl las eu în descriere acolo, este un sponsor al canalului. O să-i las mai imediat sub titlu link-ul, pe lângă ceilalți sponsori, și puteți lua de acolo. Ceaiul îl fac în felul următor: 10 grame de pudră de scorțișoară plus 5 grame de cuișoare la litru de apă, pe care îl diluez la 5 litri de apă după ce e gata ceaiul. Îl las cam 20 de minute la infuzat, când apa este fierbinte, și astfel reușesc să previn, să zic așa, puietul văros și diferite boli care pot apărea în stupină. Deci tratez cu un ceai care este pus în apă. Sper să se mai încălzească de mâine, să pot termina lucrările care le-am de făcut și tratamentul antivaroa cu acid formic este foarte bun, se pare că are efect. Iată, dă și soarele. Dacă s-ar mai încălzi un pic, mai am ceva lucrări de făcut, să mai pun acid formic la vreo câțiva și astfel voi termina. Deci, cei care doriți să utilizați acest ceai, găsiți scorțișoară și pudră de cuișoare, link în magazinul care las mai jos, este foarte convenabil, vinde la 100 de grame, mi se pare că scorțișoara și pudra de cuișoare. Deci cam atâta, o zi. Să zicem, odată ce zboară albina, e bine că mai aduce ceva mâncare. Până data viitoare, numai bine. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu plăcere.